stimați telespectatori ai postului Prima TV și Moldova Plus. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea De la inimă la inimă cu profesor Cătălin Arsenescu Georgescu, în calitate de moderatori. După cum v-am promis, invitații mei vor fi persoane de suflet, valoroase, care sigur au ce să ne împărtășească și pe care îi vom asculta cu plăcere. Încât, în această zi, am o plăcere deosebită să-l am alături de mine, ca invitat, pe domnul profesor Ostin Costel Mungiu, profesor de farmacologie, de toxicologie, de algeziologie. Am putea spune chiar părintele algeziologiei. Cercetător de peste 50 de ani. Iată doar câteva repere, sau aș putea spune, cutia Pandorei a domnului profesor, pentru că sunt convinsă că va avea multe lucruri să ne împărtășească. Vă mulțumesc că ați acceptat provocarea, mă simt onorată de prezența dumneavoastră în studio. Cu plăcere și zic bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor și... Ca să nu luăm lucrurile chiar atât de festiv și atât de serios, aș putea să adaug chiar că pe vremuri studentele spuneau că nu sunt profesor de farmacologie, ci de farmecologie. Domnul profesor, sună foarte frumos și cu această ocazie, fiindcă tot ați spus dumneavoastră și ați deschis cutia Pandorei, vreau să las o portiță deschisă către telespectatorii noștri și să spun că dacă doresc să ne adreseze întrebări dumneavoastră sau mie, o pot face la numărul de telefon 0332 101 104. Vă așteptăm cu plăcere și să știți că nu ne este frică de întrebările incomode eventuale ale dumneavoastră. Reprezintă toate chiar o provocare. De ce să nu spunem așa? De acord, domnule profesor? Sigur că da. Domnule profesor, aș vrea să derulăm niște amintiri și să spunem niște lucruri utile și interesante pentru telespectatorii noștri. V-aș propune să se deruleze emisiunea noastră pornind de la niște puncte comune pe care le-am bănuit, pe care ni le amintim, mi le-am amintit eu în momentul în care m-am gândit la discuția pe care o vom avea. Ca urmare, vă întreb, avem un punct comun, un prim punct comun, Liceul Costache Negruții din Iași. Sunteți absolvent a acestui liceu. Cu mândrie spun că și eu sunt absolventă a acelui Iași liceu. Și v-aș întreba... E o mică diferență de ani între noi, da? O mică, mare diferență, domnul profesor. Dar modul de gândire probabil că este foarte apropiat. O lungime de undă o avem mai scurtă și atunci sigur avem spiritul internatist. Spiritul internatist, așa este. Ați putea spune... V-a marcat într-un fel evoluția profesională, liceul? Aveți niște modele sau niște figuri de profesori pe care vi amintiți cu plăcere? Anul trecut am publicat primul volum din amintirile mele, care s-au numit Anii de școală, și sigur cu acest prilej n-am putut să nu marchez perioada petrecut în liceu internat. Eu am făcut primele 7 clase, că așa era atunci, cu 7 clase, nu cu 8, la o școală lângă Spitalul Izolare, care se numea Școala Spiru Haret, lângă Biserica Sfântul Harolambie. Școală istorică și aceasta. Da, avea atunci bustul lui Spiru Haret în față și după aceea politrucii foarte isteți și inspirați l-au schimbat cu bustul lui Topârceanu, care nu avea nicio legătură cu... nici cu școala, nici cu locul. Dar ceea ce mi-aduc aminte este că după cele 7 clase a trebuit să dau admitere la liceu internat. Veneam din altă parte și eram extrem de emoționat privindu-i pe cei care făcuseră primele 7 clase la școala arondată internatului. Erau sigur pe ei gălăgioși, ușor aroganți față de noi care veneam mai dinspre periferie. Se simțeau cum pas înainte. Se simțeau și cunoșteau profesori, era ceva așa. După ce am dat admiterea și
am reușit să mă situez, ca să spunem așa, în prima jumătate a celor intrați, lucrurile s-au schimbat, iar pe parcurs ne-am omogenizat, clasa a devenit o clasă, ca să spun așa, forjată în timp în spiritul internatist și vreau să vă spun că, într-adevăr, profesorii care ne-au format erau profesori de școală veche. Eu am prins profesori de școală veche pentru că pentru cei care se uită la mine și li se pare că nu sunt chiar atât de în vârstă, vă spun că am intrat în liceu în 1954. Ce făceați dumneavoastră în 1954? Hai, nu răspundeți toți, pe rând. Vreau să vă spun că era la română profesorul. Eu vă pot spune ce făceam în 54, să vă spun. Trebuia să te ascunzi. Era profesor Constant Dache la română, care avea o talie de profesor universitar, dar fiindcă făcuse politică liberală, domnule, îl țineau profesor, în liceu. L-am avut și eu profesor. Așa. Pe domnul profesor Constant Dache. Distincția deci, întruchipate, absolut, cunoștințe. Un simbol. Da. Ca și care semăna cu regele, da, Mihai la fizic, așa, da? Exact, nu? Sigur, când intra că... în clasă, da? Și spunea ședeți, nu spunea niciodată stați jos, nu se auzea nici musca. Niciodată n-a fost sever, niciodată n-a pocnit un elev și totuși da, domina clasa formidabil. Înghețai în fața lui. Formidabil. Fără să se manifeste. Eram unul dintre elevii la care ținea, pentru că îmi plăcea literatura. Dar eram... De ce să spun? Că a vârsta asta, un pic superficial. Și atunci scriam câte o compunere. Era și făceam, normal. Făceam compunerea de o pagină jumate, în timp ce colegii mei făceau 4-5 pagini. Când se citea, ieșeam, eu citesc compunerea, spune-mi un giule, citeam compunerea și terminam după o pagină jumate, termina imediat. De imediat ce termina, ridicam mâna. Zic, domn profesor, tovarășul profesor, nu mai țin minte, îmi permiteți să-mi fac autocritica. Și îmi făceam o autocritică severă, dar ce știam că lipsește din compunerea mea, dar din comoditate nu pusesem. Și profesorul îmi spunea, bine mai pe zevenghiule, dacă știai că trebuie toate astea, de ce nu le-ai scris? Păi să vedeți, gata, lasă, am treci mai departe. Am preferat să le povestesc. Da, dar era plăcut, impresionat, pentru că eram așa deschis. Deci după iată care... o imagine de profesor care v-a rămas. Și uitați-vă, da, un punct circula, comun. Circula și eu o legendă, circula o legendă, pentru că dincolo de sobrietatea aceasta, profesorul Constantachi era un mare amator de fotbal. Și povestea sau circula la în liceu această anecdotă cu un coleg care s-a dus la meci și s-a așezat din întâmplare lângă profesor, care l-a recunoscut și la o fază disputată în defavoarea ieșenilor, profesorul i-ar fi spus, mă, tu strigă hoc, eu fluier. Da, nu știu dacă e adevărat, dar circula în liceu și asta îi mărea simpatia elevilor. La matematică lucrurile au stat mai prost pentru mine, pentru că eu nu aveam înclinații spre matematică, era vestitul Colibaba, într-adevăr, l-am legendă. Avut, l-am avut și pe dumneavoastră, așa, profesor. Legendă. Domn profesor, deci s-a părat că diferențele nu sunt așa de mari. Hai să nu vorbim, că ești o puștoaică față de mine. Vă mulțumesc frumos. Mă așa. Simt bine în poziția aceasta. Da. Și profesorul Colibaba, deci îți dai seama, avea această pasiune de a da în fiecare zi extemporal, preda până când suna și dacă termina tabla, continua să scrie pe vopseaua verde de pe perete până ieșea din clasă. Eu nu prea le aveam cu matematica și mă cam teroriza povestea asta, pentru că el dădea câte 30-40 de probleme de pe o zi pe alta. Toți colegii mei erau pasionați. Pasionați. Eu și cu un coleg nu eram așa, încât uneori striga la noi, ce căutați în clasa mea, ce căutați în clasa mea, eu fac ingineri. Nu erau atunci clasele profilate, erau toate la grămadă. Și mai avea un lucru curios, ca să ne dea media, trebuia să apărăm în fiecare lună în Gazeta Matematică și Fizică la rubrica Rezolvitor de probleme. De ce asta? Pentru că mulți din colegii mei erau propunători de probleme. Adică propuneau probleme și li se publicau. Deci asta era diferența formidabilă. Eu mărturisesc, copiam problemele, cea mai mare parte, de la unul din colegii mei, Gogu Gugiuman, Gheorghe Gugiuman, a ajuns profesor la Politehnică și îl salut dacă cumva mă vede. Și reușeam să...
cred că media, așa, Mungiule a apărut în Gazeta Matematică, am apărut în Brăzăt. E bine, ai media. Așa erau lucrurile, încât zeci de ani, Cătălina, după ce am terminat liceul și facultatea și specializările și America și nu știu ce, încă mai visam că sunt chemat înapoi să dau bacalaureatul la matematică. Deci v-a marcat profund acest lucru. Extraordinar. Ați dat importanța cuvenită evenimentului. Ați trăit aceste lucruri. Acum să-ți povestesc din urmarea, ca să spun așa, egoistă a acestei probleme. Peste ani, când ne întâlneam la 10 ani, la 20 de ani, la 30, când ne-am întâlnit până la 50 de ani și ne întâlnim și acum în fiecare an, în primele dăți venea profesorul, că încă mai trăia. Sigur, eram deja medic, eram cunoscut și țin minte, după 20 de ani sau cam așa ceva, eram cu colegii mei care vorbeau cu religiozitate și uneori mă mai înțepau pe mine, că îmi ziceau: băi, ce matematician ai fost și tu, da? Și eu le răspundeam așa, oarecum smerit: băieți, au trecut 20 de ani, ia uitați-vă voi, când vă întâlniți cu profesorul Colibaba, vă aplicați și zice: să trăiți, domn profesor. Eu nu apuc să duc mâna la pălărie, că el zice: să trăiți, domn doctor. Da, așa încât, și într-adevăr, aveam relații frumoase spre sfârșitul vieții profesorului și nu aveam resentimente. Doar în vis apărea că trebuie să mă întorc să fac matematică. Domnule profesor, de la absolvent liceu Costache Negruții, cu un profil mai mult de matematică, de ce să nu spunem, și a rămas acest profil, cum de v-ați hotărât către medicină? V-a determinat ceva anume? Profesorul, ce v-a determinat, profesorul meu din America, la un astfel de întrebare, spunea: this is a $5,000 question. Asta este o întrebare de $5,000. Am să vă explic de ce. Noi am fost prima serie cu bacalaureat și când, până înainte se dădea un fel de examene de sfârșit de an, dar noi am fost prima serie cu bacalaureat, cu studenți, cu profesori străini, au căzut jumătate din colegii noștri la liceu internat, ca să vă dați seama, și după care s-a pus problema, știu eu, cu vreo 2-3 luni înainte, nu mai înainte, că nu învățam, că am pus eu pe copiii mei să învețe dintre a 9-a până între a 12-a pentru facultate. Pentru facultate. Nu. M-a întrebat taică meu, Dumnezeu să-l ierte: băi, tu ce vrei să faci? Eram cel mai bun din clasă la istorie și la naturale. Și cu capul meu flușturatic de copil de 15 ani, zic: tată, vreau să mă fac diplomat. Și bă, tu ești stricat la cap. La acele vremuri, întreb ce înțelegeați prin a fi diplomat. Tu ești stricat la cap. Ce, de unde diplomații? Tu nu vezi că pentru diplomații trebuie să fii fecior de ștab, să fii de ăștia cu partidul. De ce să cauți? Tai că mi-era tehnician la anatomie. Ce să cauți tu acolo? Și atunci să mă duc la istorie. Păi la istorie, zice tata, vrei să numeri porci? Cum adică să număr porci? Păi ce, da, că te faci profesor și te trimite la țară și profesorii fac recenzământul animalelor. Ca să vezi cum a luat. Da. Și zice, asta e un lucru. V-a descurajat de stat. Al doilea lucru, zice, este faptul că eu am făcut război, mă, băiatule. O să fii ofițer rezervist, te bag în linia întâi, că pe ăștia îi bag în linia întâi, care sunt rezerviști, că aia care sunt de carieră rămân în spate, la regiment, la divizii, la război, clasic, ca să spun așa. Zice, și plus, dacă faci istorie, bă, asta înseamnă politică, bă, toate pușcăriile sunt pline cu ăștia care au făcut politică, tu nu vezi? Nici asta nu e bună alegerea. Dar dacă te duci la medicină, zice tata, zice, băi, când te duci la țară, îți dă brișcă. Știi ce brișcă? O trăsurică. Sigur că știu. O trăsurică cu două roți, îți dă brișcă. Am trăit experiența la țară, domnule profesor. Eu n-am profesor. Ajuns, n-am ajuns. Am de trăit-o. Ce să... Da, ce îți dă brișcă și te salută și instructorul de partid, că și ăla are neamuri pe care trebuie să-l îngrijești. Zice, la război, eu am făcut războiul ca sanitar, stai în spate, ți-aduci răniții, nu te duci tu în linia întâi. Toate zice, avantajele. Ce, iar ca doctor nu ești stilit să faci politică, măi. Iar dacă faci o prostie și te bagă la pușcărie, tot la infermerie te dă.
Bine, după acest discurs, ca să spun așa, unui om care, vorba aia, un om cu experiență clasă și trecut, o școală tehnică, dar trecut prin viață, mi-a spus, bine, tată, mă duc, dar dacă pic, îmi dai voie la anul la istorie? Zice, da, dar dă-ți cuvântul tău de om că nu trișez. Nu trișez, tată. Și am învățat, erau 11 pe un loc, au fost 60 de locuri și 660 de candidați. Și am prins tot aceeași perioadă, și cu 12 pe loc la dintre. Și se dădeau 3 teze și 5 și oraluri, 5 oraluri împărțite, 5 obiecte. Numai în anul ăla am avut norocul că n-am mai dat teze la limba rusă și la limba română. Până cu un an înainte se dădea la medicină teze la limba română și la limba rusă. Ne-am dat. Dar am dat 5 oraluri și 3 teze. Stupizienia la un astfel de examen, ci pe măsură ca să păstrezi secretul, nu spunea la ce dai teze, Cătălina. Și înainte de primele două teze, unul citea biologie, unul citea fizică, unul citea chimie, că nu știe la ce teză. Ca să vezi că păstrezi secretul. Erau niște lucruri foarte, foarte era secretul ciudate. Ordinei secretul în care ordinei dădeați teze. Tezele. Da, numai la ultima știe da, la uitați, ce dai. Uitați, este prima dată când aud acest îți spun, lucru. Sigur, era ați trăit complet, acest lucru, da. Complet aiurea. Și eu țin minte era o modalitate de un plus de securizare. Da, să da, zicem. Te băga în confuzie, pentru că citeai în ultima clipă chimie și îți dădea sigur anatomie. Sigur că da, și a doua zi dădeai anatomie sau altă. Și mi se părea că cine s-o câștiga. Și bine că s-a renunțat la asta, dar a fost un examen dur. Țin minte că în amfiteatrul rectorat, unde eram vreo 100 de candidați, am intrat numai eu și cu o colegă care mi-a devenit mai târziu colegă de grupă, o fată. Da. După care a început ceea ce se cheamă lungul suiș al facultății de medicină. Așa am ajuns eu la așa medicină. Așa ați ajuns. Deci am aflat cine a fost cel care v-a stimulat să faceți această alegere. Domnul profesor, astăzi ați alege același lucru? Cum să de spun? Câte puncte este întrebarea aceasta? Este de 10.000 de dolari. Cum să spun? Acum privind înapoi, nu-mi pare rău că am sunt făcut convinsă. Cariera asta. Sunt convinsă. Și chiar aș putea să spun că aș relua-o, deși tot mi-a rămas în minte pasiunea istoriei, deși citesc în continuare foarte multe istorii și zic eu, dar acestea sunt pentru sufletul dumneavoastră. Fiind născut în zodia balanței, cred că aș fi fost și un diplomat bun, zic eu. Pentru că nu mă înfuri și totdeauna mă întreb și care o fi părerea celuilalt cu care mă disput, dar mă rog, sunt niște lucruri care au relevanța lor, ca să spun așa. Ceea ce este însă interesant este că după ce am pătruns în facultate am împlinit 16 ani. Da, pentru că ați prins liceul cu 10 ani. Am prins în primul rând m-am dus la școală, cum nu se duceau copiii în acea vreme. Copiii erau dați la 7-8 ani la școală. Eu am fost dat la școală puțin... Cred că ați terminat cu 10 clase, domnul profesor. Ultima serie cu 10 clase. Așa. Dar și început cu un an și ceva mai devreme. Deci la 16 ani erați student. Da, înainte de 6 ani am devenit elev, când toți aveau 7-8 ani, colegii mei. Pentru că m-a exmatriculat din grădiniță. Eu am fost dizident de mic. Da. De ce m-am exmatriculat din grădiniță? Mi-au spus acolo, am venit acasă plângând și am zis, nu mă mai duc la grădiniță. Era primul an când după război sunt ființase grădinițele. Și am spus, eu nu mă mai duc la școală. Plângând. Mama, de ce? Ce s-a întâmplat? Păi una mi-au spus înăuntru și alta mi-au făcut afară. Dar ce ți-au spus? Că cel mai frumos lucru pe care îl poate face un copil este să culeagă flori și să le ducă mamei lui. Da, zice mama, și... Și păi eu am ieșit și am cules flori și m-au bătut. Ieșisem și culesesem stratul de la lele din fața grădiniții, pentru că nu spusese asta, da, asta nu. Când a venit tata, i-a spus mama era o mică istoria, neconcordanță, gestul era... Taică mi-a zis, băi, proastă e salea, că nu, la unul i-au spus ce are și nu are voie. El e băiat deștept, așa că nu mai e du la grădiniță, du și îl înscrie la școală. Și așa s-a ajuns un an înainte, elevul și am intrat la școală. De-aia când am intrat la școală, Pe abecedarul meu, pe prima pagină, era regele Mihai I al României. Deci am început școala sub regat și am terminat-o sub republică, ca să spun așa. E adevărat că era 1947 toamna,
Și imediat ce a trecut anul nou, au apărut niște tipi care ne-au pus să punem pe masă abecedarele, au trecut și ne-au rupt toate paginile cu regele. Cu perioada cealaltă. Cu perioada cealaltă. Și am trebuia intrat, ștearsă din amintirea copilor. Și am intrat în perioada cealaltă în care strigam Ana, Luca și cu Dej, bagă spaima în burghej. Și multe alte din astea. Unde sunt americanii? S-au ascuns ca șobolani, răspundeam noi. Domnul din... profesor. Și uite că americanii au venit acum și s-a dat veselul. Mi-ați ridicat mingea la plasă. Te rog. Unde sunt americanii? Ați terminat facultatea și la o vârstă tânără, într-o perioadă în care totul era doar o iluzie și nici măcar la televiziuni, ci doar din cărți, dacă aflam ce se întâmplă peste ocean, ați poposit peste ocean. Ce șoc a fost pentru dumneavoastră la o vârstă tânără, într-o perioadă în care nu se știa nimic sau nu trebuia să știm nimic ce se întâmplă peste ocean, care a fost reacția dumneavoastră? Cum ați trăit acest lucru? Realmente a fost un șoc? Aș nuanța puțin lucrurile, Cătălina. În primul rând, noțiunea de foarte tânăr. Eu am ajuns în America după ce mi-am luat doctoratul. Și tot tânăr erați, domnule profesor. Am împlinit 30 de ani acolo. Al doilea lucru, să precizăm puțin epoca. Era în perioada 65-70-71, perioada de liberalizare a lui Ceaușescu. El la început a venit pe un val de, ca să spun așa, socialism cu față umană, comunism cu față umană, adică l-am întâlnit, a venit aici să ne țină la filarmonică, niște conferințe. Dacă ați ști ce spăsit era, cum i-a ascultat pe toată lumea la început, până când a ajuns dictatorul acela crunt pe care îl știam, da, asculta profesori universitari, se plângeau, el nota, ziceam, dom'le, uite ce conducător, după Dej venea, după perioada aia strânsă, și atunci s-a dus, a mers în vest, a făcut și el niște călătorii, s-a deschis în magazine, au apărut pentru prima oară niște lucruri prea ambalate, lucruri pe care noi nu le văzusem, apăruseră ziarele franțuzești, citeam Parimat, citeam Le Monde, citeam L'Express, asta până în 70, deci perioada aceea de liberalizare, au început să-i trimită pe colegii mei, că eu n-am fost primul care am plecat. Absolut. Au plecat colegii în Franța, au plecat în Marea Britanie. Dar ați fost printre puținii care ați plecat. Am fost printre puținii pentru că am avut noroc. Pe lângă faptul că, să zicem, am avut rezultate profesionale, asta nu ar fi contat prea mult. Dar am avut noroc de un coleg de-a meu renumit și care astăzi este membru al Academiei, mă refer la Carol Stanciu. Profesorul Stanciu. Care a plecat în Marea Britanie. A plecat în Marea Britanie și în urma lui, ca să spun așa, a mai venit un dosar pe care scria cu creionul Carol Stanciu pentru Statele Unite. Și în acel timp fiind deja plecat. El fiind deja de 3 luni în Marea Britanie. Și atunci s-au adunat ăștia în biroul Senat și au zis, dom'le, la înghesuială, pe cine trimitem? Un alt profesor, Popovici, profesorul meu, era prorector. Și atunci a zis, hai să-mi trimit omul, ăsta a fost norocul profesorul meu. Profesorul Popovici fiind de farmacologie. De farmacologie. Și în felul ăsta m-am trezit chemat la cadre, cum era atunci. Nu era plăcut să te cheme la cadre pe vremea aia, că de obicei pentru te chemaste de afară. Pentru da. Ceva bun nu te chema. Nu te chema, tocmai. Și am fost chemat acolo și mi s-a spus, zice, tovarășul, ia completează-mă ta actele astea. Când mă uitam acolo, cu Statele Unite, eram puțin dezechilibrat, pentru că de vreo 2 ani tot îmi promitea profesorul Popovici că o să mă trimit în Belgia. Și spunea, învață franțuzești, mă băiat, învață franțuzești. Și citeam și franceza cronicărească pe vremea aia, că pe urmă am uitat-o, într-adevăr. Și când m-am uitat acolo, eu, engleză, eram paralel cu paralela, cum spune colaboratorul de-a mea. Și atunci i-am spus șefului de cadre, dom'le, de eu nu știu engleză. Ascultă, așa, nu te-am chemat să-mi spui dacă știi sau nu engleză. Completează actele, că asta ai mata de făcut acolo. Am completat actele, am venit acasă, i-am spus nevestei mei și zic, cum ai să te duci tu, băi? Acolo pleacă cine poate, cine are pire, dai să ajungi tu acolo. Vezi de doctorat mai degrabă, că lucram la doctorat. Am apucat să lucrez la doctorat, dar asta fusese prin decembrie, începutul decembrie.
pe la sfârșitul lui ianuarie, mă cheamă iar la cadre. Ai învățat engleză? Da. Păi ce să învăț engleză în două luni? Mă cheamă și zice, toar și mângeu, mâine dimineață, mata, trebuie să fii la București, la facultatea de drept, să dai test de engleză. Păi ce test de engleză? De unde? Că eu, tovarășul, uite aici ai foaia de drum, mâine să fie acolo, nu vorbi. M-am întors acasă, opărit de tot, aveam în gazdă niște studenți care erau prieteni cu fostul tău soț și prietenul meu, Puiu Georgescu. Am stat, m-am gândit, m-am socotit, m-am urcat seara în tren, m-am dus a doua zi. Erau vreo 30-40 la ușă care dădeau examen, se dădea examen cu profesorul Leon Levitsky, care era ăla, autorul Învățați engleză fără profesor, șeful catedrii de engleză de la universitate. Ce să dau? Intrau, ieșeau destul de opăriți, a venit și rândul meu. M-am îndreptat țanțoș până acolo, la unde era pe catedra aia înaltă, stăteau toți pe o scenă. Domnule profesor, s-ar părea că avem o întrebare, avem un telespectator care este pe fir. Mă scuzați dacă vă întrerup, da, eu îl ascult cu mare plăcere, vă ascultăm. Între timp, dacă se reia legătura, sigur da, că da, noi suntem pe recepție. Spun acolo când ajung în față, în engleză, bună ziua, vă rog să mă credeți că tot ceea ce vă spun eu este tot ce știu în limba engleză. Vă mulțumesc. Asta, atâta tot am spus în engleză. Repetasem cu o zi înainte cu studenții de la engleză care spuneam că erau un gaz de la... Din mine. Învățați și atâta, engleza asta fără e tot profesor. Ce știu. A râs profesorul Levitsky, a râs comisia și a zis, uite, doctorii, cum e treaba. Te ții de glume cu noi. Zice, dacă nu înveți până în iunie, nu pleci. Pentru că ai fost simpatic și ne-ai câștigat și ai fost sincer, du-te și învață. Ies afară, aia, toți, cum a fost, cum a fost? Păi zic, bine, cum să fie la engleza mea? Da, și m-am întors acasă și m-am apucat să învăț engleză cu profesoară de germană. Asta e ce am găsit atunci și nu prea am făcut cu ea mare lucru pentru că jumătate din timp era o ființă în vârstă, simpatică, dar bolnăvicioasă. Jumătate din ora care eu plăteam trebuia să ascult suferințele, să-i prescriu rețete, să... și deci era așa. Deci erați doctor între timp? Între timp era mai mult doctor decât elev. Încât a venit luna iunie, am luat doctoratul. Telefonul este iarăși pe da? Fir. Cine dorește să vorbească cu noi, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, mă numesc Ioan Burduca din Focșani. Bună ziua, vă ascultăm. Mă bucur că ne ascultați emisiunea. Doamne, nu vă supărați, am o fibrilație la inimă. Vă ascult? Și eu mereu zic oftin și aferit. Toate data am zis eu medicamentul acesta. Domnule, întrebarea dumneavoastră este grea pentru mine în condițiile în care nu am și alte repere. Dacă fibrilația este permanentă, trebuie să luați în continuare. Dar poate cel mai bine ar fi să veniți la un consult la Institutul de Boli Cardiovasculare, veniți cu un bilet de trimitere și vă pot spune mai multe detalii. Vă mulțumim că ne ascultați. Continuați, domnule profesor. Și spuneam că în iunie mi-am luat doctoratul, dacă nu greșesc, eram cel mai tânăr doctor în științe medicale din țară atunci, când nu se lua doctoratul la sfârșitul facultății, îl luau unii după 50 de ani și munceau la el și... Mă bucuram că uitasem de aproape de povestea cu Statele Unite și mă pregăteam să plec cu familia la mare când mă cheamă iar la cadre și îmi spune tovarășul Andrei, că așa îl chema, tovarășul doctor, mâine sunteți la București și luați-vă bagaj să aveți pentru o lună pentru că o să faceți engleză la București. Și într-adevăr a trebuit să mă duc acolo. Acolo am aflat că ambasada Statelor Unite se interesase și aflase că ei plăteau ca noi să fim pregătiți la limba engleză, știind că de obicei care au fost înaintea noastră nu prea știau. Statul nostru a luat frumușel banii și n-a făcut nicio ordine să învățați. Și noi care încotro cum am putut și bineînțeles că nu știam mare lucru. Drept care am început o lună de zile intensiv pe căldura aia din București de se topea asfaltul, să facem 8 ore de limbă engleză pe zi.
de fapt engleză americană, că lucram cu ambasada americană. Vă duceați unde anume? În Statele Unite? Era pentru Statele Unite bursa și pentru, am aflat mai târziu unde, la primul institut de cancer din lume, în Buffalo, New York, Roswell Park Memorial Institute. Dar era interesant că ne-a prezentat consulul, profesoara de engleză, și ne-a spus: doamna este Arlen Gase, profesoara dumneavoastră nu știe limba română, așa încât o să vorbiți cu ea numai în engleză și așa, engleză americană, și așa o să vă perfecționați obișniți. Și limba. Nu învățam engleza în sistemul clasic, învățam după o metodă a Departamentului de Stat din Washington, făcută pentru diplomaților, ca să înveți repede limba, ceea ce se cheamă surviving language, limba de supraviețuire. Și erau, de fapt, numai niște propoziții scurte pe care le toceam ca gramatica lui Trăsnea. Eu merg până la colțul străzii, până la colțul străzii merg, colțul străzii ținta mea, vreau să ajung la colțul străzii. Și așa mai departe. Eu vreau să mănânc niște șrimp, șrimpi sunt plăcerea mea, ce zice de niște șrimp, hai să comandăm șrimpi. Și întrebam noi, ce să ia șrimpi? Și aia spunea, o să ajungeți în America și o să vedeți ce scrie în englezește. După o lună de zile, de zăpăceală dintre asta, am dat un examen, o parte din noi s-au calificat, așa, și ne-au spus că plecăm, ne-am adunat niște bănuți, am cumpărat niște albume și le oferim doamnei Gase, care a fost așa de drăguță, că nu era și o femeie frumoasă, și pe căldurile alea ne uitam la ea și vorbeam între noi românești și spuneam, uite ce femeie frumoasă, de mers cu ea la Herăstrău, la Cismigiu, ne ține stat doar în aici să învățăm, asta. În cercetare. Hai de mine și de mine. După ce i-am dat albumele și unul dintre noi care știa mai bine engleză i-a mulțumit, doamna ne-a răspuns într-o română perfectă. Perfectă. Mamă, ce am roșit cu toți atunci. Mă. A spus, zice, cel mai greu mi-a fost când vă ascultam complimentele. Da, complimentele erau așa foarte băiețești, ca să mă exprim. Erau așa. Tinerești. Așa, zice, și vă uitați că știu limba română. De fapt, pregătesc un doctorat în gramatica limbii române. Vai de mine, seama, vai de mine. Știa mai bine ca noi limba română. Asta, deci iată un prim șoc. Da, a fost și... Pe urma, al doilea șoc a fost că am ajuns în America și atunci vremurile erau foarte proaste tot. Nu credeam până în ultima clipă că ajungem, pentru că cei 7 care am primit primii pașaportul, erau 6 ingineri și eu singurul doctor acolo, ca să nu zic că trimit numai tehnicieni, unul n-a ajuns la scara avionului. I-a mai băgat unul o șopârlă, a ajuns 3 luni mai târziu până la verificat securitatea. Și a fost exclus securitate. Între pe parcurs. Da, da, da. Primise și aia $10 și pașaportul și deci, apropo de aventurile apropo prin de care ați care trecut până ce? Sigur de colegii da. Care-ți vor binele. Și după aia, când în sfârșit ne-am văzut zburând din Praga spre Statele Unite, am zis, gata, ați avut am certitudinea scăpat, că veți ajunge la destinație. Toți zburam cu un avion Tupolev 52, că nu exista linii din București, numai cehi aveau spre America. Și la un moment dat, când nu mai aveam prea mult până să ajungem spre continentul american, că zburam prin Montreal, s-au oprit motoarele de la o jumătate a avionului. Deci am și aici ați avut aventuri? Am pierdut, nu știu, cred că vreo 1500 de metri de altitudine până l-a redresat, după care s-a așternut o liniște în avion, că nu s-auzeau oameni, am speriat. Foarte tare era și prima călătorie lungă. După care stewardesa cu o voce pe care o voia egal, așa și neutră, ne-a spus că întrucât înghesuială sau nu știu ce, la aterizarea la aeroportul pe Montreal, comandantul a hotărât să facem o aterizare din necesitate la Halifax ca să mai ia combustibil. Dragi, că și parcă căruța, căruța cu Olten, te oprești să mai ia un braț de fân, știi, când mergi cu avionul la așa distanță. Ei, pur și simplu a încercat să aterizeze, a ieșuat, iar ne-am ridicat asupra oceanului, a încercat și a doua oară să aterizeze, iar a ieșuat, a treia oară l-a pus jos. Ce era în sufletul nostru, cred că îți dai seama. Și ați ajuns pe tărâmul făgăduinței. După care, v-a dat satisfacție acest lucru? Montreal, am ajuns deasupra Washingtonului,
nu mai aveam loc din cauza, deasupra New Yorkului, mă scuzați, nu aveam loc pentru că se decalasă în timp toată povestea. Și până ne-a găsit un minut să intrăm, să aterizăm, ne apropiam, vedeam Statuia Libertății, iar plecam deasupra oceanului. Ați făcut turul orașului. De-aia nu m-am mai dus să văd Statuia Libertății. Am zis, nu vreau în viața mea să o mai vizitez, că am văzut-o de atâtea ori din aer, cu gând nimerim, nu nimerim. Aterizare cu surprize. Am aterizat. A meritat? A meritat? Da. Ne-am oprit acolo, ne-a primit un funcționar de la Departamentul de Stat, care ne-a trecut printr-un loc nu obișnuit, ci pe la diplomați pe acolo, deci n-am avut probleme, ne-a dus la alt aeroport, de acolo am luat avionul și ne-am dus la Washington. Ei, la Washington ne așteptam să ne primească tot un oficial, că ăla care când ne-a primit a zis, eu n-am mai fost din 1939 la București, tot ce știu este să trăiască România Mare. Noi se înghesuiam, că se înțepeam, că eram sub Ceaușescu. Cuvântul România Mare nu era permis. Te lega, cu totul altceva. Te lega dacă spuneai atunci România Mare. Tăceam, ne uitam unul la altul, habar n-aveam. Bun. Când ajungem la Washington, vine o tipă cu, nu știu, blugi foarte scurți, așa, pantaloni scurți, desculță, și întreabă, băi, voi sunteți români? Se vedea de parte că suntem români, că arătam, vai, de capul nostru, cum erau îmbrăcați ceilalți. Destul de pricăjiți. Sigur nu arătați occidentali. Cu niște valize de-alea estice, așa, mai de carton. Ai, așa, ce ai? Așa erau vremurile. Și noi suntem. Ce ai cameni să vă iau cu mașina? Ne-am uitat unul la alții, păi, dar noi suntem... Suntem șase. Și știu, vă văd, ce? Când ne-am dus, avea tipa o mașină, era vremea aia mașinilor care nu se mai terminau, Chevrolet la mare, așa, ne-am găsit, am încăput toți acolo, ne-a dus într-un campus și în campusul Universității Americana din Washington, ne-a spus, băi, luați-vă fiecare câte o cameră, acolo e plin frigiderile de mâncare, faceți ce vreți, acomodați-vă. Mâine stăm de vorbă. Am luat o cameră, m-am dus și n-am să uit, prima impresie pe pământ american a fost foarte drăguță, că am auzit zgomot la fereastră. Și când m-am dus, erau câteva veverițe, că erau acele veverițe domestice, care erau obișnuite cu studenții să le hrănească. Și atunci când au văzut că mișcă cineva în cameră, au început să-mi bată în fereastră. Aveam niște biscuiți rămași din avion, le-am dat biscuiții aia și după aceea a început sigur cu o conferință, câteva zile, am avut de-a face cu personalități care au consilieri prezidențiali și după cele trei zile de conferință m-am îndreptat cu avionul spre Buffalo, unde m-a așteptat profesorul meu, șeful departamentului de terapeutică experimentală de la primul institut de cancer din lume. Unde fondat, s-a derulat cercetarea pentru care v-ați dus în Statele Unite. Fondat în 1909, sub președintele McKinley, ăsta e unul din președinții asasinați, din cei trei președinți asasinați, și am lucrat acolo un an academic, era un institut cu 48 de clădiri și 2200 de cercetători, din care numai 600 erau americani. Restul erau străini. Îți dai seama ce fel de cocktail de creier era acolo, se schimbau idei, concepții, era ceva cu totul deosebit și lucraseră de-a lungul timpului și 6 premianți Nobel acolo. Așa cum am spus eu și cum am scris de mai multe ori, merita și să stai să spele prubete în preajma acelor oameni. Numai pentru a trăi în acea atmosferă. Și tot învățai ceva. Domnule profesor, v-a marcat evoluția ulterioară, opțiunile de cercetare pe care le-ați avut în continuare în profesie, acea perioadă de ședere în Statele Unite, ați putut aplica ceea ce ați învățat acolo? V-a fost de folos? V-au marcat aceste perioade? Am să fiu foarte sincer. Practic, în cercetare, eu am fost introdus încă din perioada când profesorul Popovici m-a luat preparator și am lucrat, așa cum am spus, teza cu el, terminasem și teza înainte de a pleca în America și mă simțeam ca un fel de cocoș pe gard care se uită la găini și spune, vai ce proaste sunteți voi, dar nu-și dă seama că stă la baza muntelui și că de fapt cunoașterea și adevărul e sus. Și deci primul șoc a fost când am ajuns acolo, când mi-am dat seama de diferența imensă. Imens care era între noi. Practic, m-a întrebat profesorul Fred Rosen, ce aparat ai tu acasă?
Și eu foarte mândru am spus, am un aparat, un respirometru, Warburg. Și el a zis, Warburg. Și noi am lucrat cu ăsta până prin 1947. Conversația era în 1971. V-ați simțit foarte bine. Da. Deci până în 47. A trebuit să fac un efort extraordinar, să mi-a pus în brațe toate lucrările lor și asta e 2 săptămâni, documentează. Deci un efort să-i ajung și vreau să spun că am fost foarte mândru când ei nu știau, m-au luat, știau că-s doctor. Era împotriva mea mergea ideea de cortină de fier. Părerea lor era că după cortina de fier toți suntem niște monstruleți, să zic așa, că suntem deosebiți, așa, avem coarne, avem coadă, avem ce Dumnezeu. Și ei nu știau că eu făcusem, sau, mă rog, ignorau că eu făcusem internat preclinic. Deci eram om de eprubetă, eram om de laborator. Și când după 2 săptămâni m-am dus și am spus, gata, am citit, pot să lucrez, au zis, s-au uitat așa lung la mine, au zis, îți dau mâine o tehniciană, dar să nu ții prea mult, o săptămână, două, că la noi tehnicienii sunt scumpi și avem... După o zi întreagă m-am dus și am spus, ia-ți tehniciana, de mâine lucrez eu. Și singurul lucru care nu știam era că se lucra cu izotopi radioactivi. Nu lucrasem niciodată și voiam să știu cum trebuie manipulați. În rest era laborator simplu ce făceam de atâția ani. Și lucrul ăsta a mers. Dar să mă întorc la partea cealaltă, care e partea dureroasă a întrebării tale, Cătălina. Ce am aplicat din ce am învățat? Exact. Mai nimic. Pentru singurii, că discutăm despre anii 1970. Singurii, da, singurii care au profitat de pe urma șederii mele au fost generațiile de studenți la care am putut să le împărtășesc în alt stil, în alt fel, o materie care este dificilă, dar pe care am făcut-o comestibilă pentru că am învățat un alt stil de predare. În ceea ce privește cercetarea, e adevărat că unii oameni au încercat să mă ajute și regretatul profesor Ababi s-a zbătut și a creat laboratorul de enzimologie și farmacologie biochimică. Dar n-am primit în el nicio dotare. Ca să fiu foarte sincer și să manifest toată umilința prin care am trecut, nici astăzi, după 40 ceva de ani, laboratoarele noastre nu au dotarea care o aveau atunci americani. Pe care ați văzut-o în anii 1970. Scintilatoare, lichide, oameni specialiști în farmacocinetică pe etaj încât să-ți marcheze moleculele și încă ceva. O interdependență între specialiști, și am să te rog să-mi permiți în câteva secunde să-ți dau un exemplu, interdependență între specialiști extraordinari. Spuneam că aveau 42 de clădiri. Acolo era un flux de la sinteza unei molecule presupusă anticanceroase până la patul bolnavului. Toți erau acolo, într-un spațiu. Și se puteau urmări pe culturi de celule, pe animale mici, pe animale mari, pe bolnavi. Toate se rostogoleau într-o logică perfectă. Iar chimistul care făcea molecula avea dreptul și datoria pe undeva să-l însoțească pe toți aceștia până la bolnav. Încât am asistat la o discuție la mea la tablă, în care un medic a desenat un inel de ăsta fenolic, era parte dintr-o moleculă, și l-a întrebat pe chimist, deci medicul a desenat formula, și l-a întrebat pe chimist, de ce nu pui aici un oxidril, un OH, știe toată lumea că a făcut chimie în clasa 5-a. Ce a răspuns chimistul? De câte ori pun un OH în poziția asta, bolnavul varsă. Deci vă dați seama deci ce înseamnă ce interdisciplinaritate. Formidabil. Asta e un exemplu pe care nu obosesc să-l dau, pentru că n-am întâlnit, ca să spun așa, nici prea mulți medici care să fie în stare să pună mâna și să scrie o formulă chimică și nici prea mulți chimiști care să se priceapă la interpretarea patologie, să facă clinică, relația, structura, acțiune în felul ăsta. Deci iată ce institut era și, pe de altă parte, oameni extrem de modești, pe cât erau de pricepuți, pe cât erau de buni, erau foarte modești, foarte deschiși, nu făceau ca la noi, profesorul știe tot. Ce știau, îți spuneau, ce nu știau, îți spuneau deschis, asta nu știu. Așa spunea șeful, asta nu știu. Du-te în bibliotecă, citește și spune-mi și mie când te întorci. Domnule profesor, sunteți recunoscut ca părintele algeziologiei. De ce vi se spune așa? Este una
din pasiunile dumneavoastră de o viață? Pentru că toate această evoluție s-a desfășurat pe parcursul a decenii, să spunem vreo 50 ori fi? Să lămurim un lucru. În primul rând, pentru telespectatorii noștri, algeziologia este știința care se ocupă de studiu și tratamentul durerii. Și atunci întrebarea ta capătă un răspuns foarte clar. De când mă preocupă durerea? Păi de când m-am născut și m-am tăiat sau m-am cotonogit prima oară, am tot suferit. Durerea ne însoțește de la naștere până în ultimele clipe. Deci este, ca să spun așa, ceva care însoțește omul toată viața. Durerea are două laturi. O latură este bună, durerea prieten. O să-mi spuneți cum durerea prieten. Păi da, da, durerea are valoare de semnal. Durerea aduce bolnavul la medic. Durerea face ca omul să iasă din casă, să vină să se îngrijească și uneori, dacă ajunge din timp, să-și vindece suferința. Asta e un lucru, aceasta este durerea prieten. Durerea care ne face să tragem mâna când atingem un vas fierbinte sau când atingem un fir electric și așa mai departe. Asta este o durere bună. Împotriva cărei dureri luptăm noi, de fapt, algeziologi? Împotriva durerii inutile, împotriva durerii cronice, împotriva durerii care face ca omul să devină neom, împotriva durerii care îl face pe om să dorească moartea, pentru că uneori suferința este mai depășește mare, capacitatea depășește chiar, de a accepta, da, acest capacitatea lucru. De a accepta. Și vedeți că în diverse țări există din ce în ce mai mare tendința asta de eutanasie. Care spune doctorii, scapă-mă de chinurile astea. Sigur că toate aceste lucruri m-au preocupat și m-au preocupat și în scris, m-au preocupat și în cercetare, m-au preocupat și, ca să spun așa, pe plan social, pentru că sunt unul dintre cei care am introdus și propagat la noi conceptul de durere socială. Pentru că, puțin știu, dar există o cale comună a suferinței psihice, a durerii psihice. Deci de la durerea organică la durerea psihică. Și a durerii fizice. Și a durerii fizice. Da, există un nucleu în creier care se cheamă nucleu accumbens și de acolo spre scoarță e un fel de șosea comună. Pe acolo trec și senzațiile de durere fizică și senzațiile de durere psihică, încât nu știu dacă știi, dar foarte recent se vorbește chiar de încercarea de a trata suferința psihică cu substanțe care combat durerea fizică, de tipul paracetamolului chiar, ceea ce sigur că acum câțiva ani aș fi trântit un student dacă îmi spunea chestia asta. Domnule profesor, există mitul, inima nu doare, așa circulă în popor, e adevărat? Păi da, de unde expresia populară, mă doare inima când te văd, nu? Deci există și acest lucru. Pe de altă parte, eu cred că încă din primele cunoștințe de semiologie ești învățat că dacă te dor degetele de la mână sau ai o durere aici în gât, de fapt inima este cea care dă semnalul. Tot inima este de vină. Deci nu este corect acest mit, inima nu doare. Pentru că multă lume spune acest lucru. Domnule profesor, aveți un talent deosebit în a povesti. Lucrurile acestea le-ați folosit și v-a ajutat la succesul dumneavoastră de cadru didactic. Vi-l spun de pe poziția de fost student, în care în urmă cu niște decenii v-am întâlnit eu, student, dumneavoastră cadru didactic, și tocmai ne-ați încântat în a povesti ce ați făcut peste ocean și de a face dintr-o știință aridă într-un fel, pentru că farmacologia nu este ușor de învățat. Și eu, pe poziția de cadru didactic la ora actuală, este foarte greu să pătrunz în tainele farmacologiei. Făceați, dădeați farmec acestui lucru. V-aș pune o întrebare la care poate nu v-ați aștepta. Ați transmis în familie acest talent a dumneavoastră? Sunteți o familie erudită? Sunteți o familie în care ați dezvoltat niște persoane recunoscute în domenii poate total diferite. Unul domeniul politologiei, unul domeniul artei, domeniul arta regiei. Ați transmis copiilor dumneavoastră acest talent?
L-ați insuflat? V-am pus în dificultate. M-ai pus în dificultate, dar am cu plăcere, am să cu ies, mare plăcere. Am să ies din acest lucru și am să spun că mi s-a mai pus întrebarea asta și zice, cum ai făcut așa niște copii? Și eu de obicei răspund, nu știu, că era noapte. Deci vreau să spun că... Nu vă ascundeți în dărătul acestui răspuns. Vreau să spun că după ce am revenit din Statele Unite, copiii mei erau destul de mici și puteau fi încă modelați. Am încercat să-i educ așa cum am văzut că își educă copiii acolo. La noi există sistemul, nu pune mâna, asta nu se cade, asta nu se face, asta nu, că îți dau peste ochi. Nu mai ajungeți să spuneți un da. Și atunci ne-am crescut, generații întregi, am crescut de copii inhibați. Pentru că nu... Dincolo am învățat un lucru. Îl lași copilul, îi explici ce nu trebuie să facă, nu-l pedepsești și atâta vreme cât nu supără pe alții, are voie să aibă inițiativă. Atâta timp cât nu face rău altora. Și ăsta e în sistemul în care trăiesc americanii. Trăiește și lasă și pe alții să trăiască. Ăsta e un lucru. Al doilea fapt este îndrumarea pe care o ai de acasă asupra lecturilor, asupra... Sigur că ești ca părinte un model și pe de altă parte aș vrea să mai subliniez ceva. Și asta e un lucru care cred că a ajutat foarte mult. Și astăzi se face din ce în ce mai puțin. Le-am dezvoltat gustul pentru citit lucruri de calitate. Țin minte că este un lucru foarte frumos și important pe care l-ați spus acum la pentru tinerile generații. Și a făcut o listă mare de lecturi obligatorii pentru un om care să zică că are minimum de cultură. Și n-am mai citit altceva decât astea, că a zis, n-am timp să citesc lucruri proaste. Dar să nu scăp din bagajul minim, ceea ce este esențial. Da. Ați ghidat, tot ce deci ați ajutat. Da. Și atunci, din păcate, timpul zboară. V-aș întreba... Ce sfat ați da pentru tinerile generații pentru a deveni competitivi, pentru a fi competitivi, pentru a le da satisfacție evoluția în viață? Ce ar trebui să nu uite să facă? Ei, asta e ca aia cu rabinul, știi, tu gâște să mai ai că eu sfaturi am o grămadă. Dar vorbind așa mai aplicat, aș putea să spun așa pentru tinerii de astăzi, pentru că sunt înconjurat în continuare de tineri, merg în continuare la facultate, deci văd despre ce este vorba. Primul lucru este să încerci să-ți găsești modele bune, pentru că atâta vreme cât modelele sunt luate de pe televizor, aceste domnișoare care... Vedeți că sunt cam năstrușnice sau acei tipi care au făcut bani peste noapte și care acum stau la umbră, ca să zic așa, nu sunt buni de modele, deși... Deci modele bune. De pe, deci să nu uităm acest amănunt. Bune. S-ar modele... părea că avem un telefon și n-aș vrea să-l ratăm. Vă ascultăm. Alo? Da, bună ziua. Bună ziua, bună ziua, doamne, bună ziua, domnule Mungiu. Vă mulțumesc că existați, mai sunt oameni ca dumneavoastră pe acest pământ și mai ales pământul nostru moldovenesc. Sunteți niște oameni totul deosebit care faceți într-adevăr ceva deosebit pentru tot omul, chiar dacă e mai amărât, mai bogat, mai nu știu ce. Mulțumesc, domnule Mungiu, pentru copiii pe care îi aveți, pe care îi stimez. Pe domnul care produce filme, fiul dumneavoastră, pe domnul Cristian, fiul care este într-adevăr etalonul care ar trebui să conducă tot tineretul ăsta despre care vorbeți. De asemenea, să știți că într-adevăr durerea, cum a spus dumneavoastră, psihică doar mai tare decât cea... Durerea organică. Da, organică. Așa este. Vă mulțumim pentru că ne ascultați, da, și mulțumim pentru vorbele frumoase care le-ați spus. Vă întreb, doamna profesor, doctor. Vă rog. De exemplu, un diagnostic de aortă descoperit, cum să spun,
să intervine imediat sau să lasă? Cred că vreți să spuneți aortă derulată, aortă... Nu, una aorta abdominală. Un anevrist de aortă abdominală. Așa, da, da. Acest lucru vreți să spuneți. Sigur, da. Acest anevrist de aortă abdominală trebuie să fie evaluat ca dimensiuni, trebuie să vedem ce răsunet are asupra celorlalte organe. Deci evaluarea și decizia ține de mai multe variante, de mai multe lucruri. Încât cel mai bine este, vă aștept cu mare drag să veniți la Clinica de Cardiologie de la Institutul de Boli Cardiovasculare ca să vă pot răspunde mai bine la această întrebare pe care ne-ați pus-o. Eu mă bucur mult că ne-ați ascultat și că ne-ați spus asemenea vorbe frumoase și că ne-ați ajutat să răspundă domnul profesor la întrebarea ce ar trebui să facem pentru tineri, pentru a fi motivați, pentru a le da satisfacție și încrezători în ceea ce urmează. Vă mulțumesc frumos! Eu cred că ar trebui emisiuni din astea să fie pe toate posturile naționale televiziuni, pentru că în afară de a vedea niște, mă scuzați, în ghilimele, fufi care câștigă niște bani aiurea, să vedem oameni care muncesc, oameni care îndrumă și într-adevăr că ceea ce spune domnul Mungiu, eu am văzut un interviu în 90 și ceva înainte de a muri domnul Țuțea și mi-a rămas întipărit în minte vorbile lui, spusele lui. Și eu sunt o simplă muncitoare, nu sunt, n-am cad facultăți. Sunteți un cetățean care ne ascultați? Poftim? Sunteți un cetățean care ne ascultați și care aveți cele mai bune gânduri, cele mai bune gânduri pentru toți cei care urmează, pentru generațiile care vor urma după noi. Și mulțumim... Dacă oameni ca dumneavoastră nu vor interveni în această societate, să știți că tot se va duce de râpă, pentru că nu mai există cultură, nu mai există... Totul se rezumă la manele și la dezordine și asta este. Vă mulțumesc, vă stimesc, vă doresc vă mulțumim și noi viață lungă. Vă mulțumim pentru vorbele frumoase. Multă sănătate și Dumnezeu să ne ajute. Cred să că da, avem Dumnezeu. Nevoie de ajutorul. Sănătate și dumneavoastră, vă aștept așa cum v-am spus și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. A fost o intervenție foarte binevenită. Deci, domnule profesor, în primul rând contează modelele. Poate acest lucru ar trebui să-l spunem în primul rând pentru generațiile viitoare. Da, și aș mai da un sfat acestor oameni să nu se cramponeze datorită fluidității care există în societate și a faptului că ne globalizăm, că asta este o realitate, să nu se cramponeze pe o singură profesie sau pe un singur lucru pe care știu să-l facă. Să aibă întotdeauna și planul B, cum se spune, să știe să fie policalificați și să știe mai multe limbi. Este neapărat necesar astăzi să știi 2-3 limbi pe lângă limba natală. Pentru că în felul ăsta poți să te adaptezi în funcție de fluxurile pieței muncii, pentru că, vedeți, eu sunt foarte necăjit și dacă tu ai atins asta, am pregătit atâția tineri. Am făcut 24 de doctori în științe. Dar cei mai buni dintre ei nu sunt aici, unde s-a cheltuit bani pentru ei. Am doctori care lucrează în Canada, am vreo 3 în Statele Unite, în Brazilia, în Germania, ori ei... Aveți satisfacție, dar aveți și durere că nu-i aveți aici alături. Dar eu nu i-am pregătit pentru americani, eu i-am pregătit, pregătit pentru export. Aici. Da. Și doar pentru eventual un schimb celebre, de experiență. Da, e adevărat, dar pe de altă parte, îmi spunea unul dintre studenții mei, doctor a ajuns șef de lucrări la mine când a plecat și eram îngrozitor de supărat, mi-a răspuns cam în felul ăsta: domn profesor, dumneavoastră a trebuit să ajungeți profesor ca să vă puteți lua pe doamna la restaurant o dată pe săptămână. Eu vreau să-mi iau soția în fiecare zi. Deci nu sunt numai aspecte, ca să spunem așa, care țin de dotare. Pentru că m-am zbătut și am obținut primul milion de euro adus la universitate, adus de mine în 2008 printr-un proiect de platformă pentru aparatură. Și le-am spus la colaboratorii. Pentru a face cercetare în continuare. Tu ce vrei, tu ce vrei, tu ce vrei. Deci le-am dat la toți. Cu toate astea, n-au rămas toți. Foarte mulți au plecat din cauza salarizării foarte mici și
aici n-am avut ce spune, pentru că neavând funcții de conducere, neavând putere să-i plătesc, au plecat. Și acum ne zbatem să găsim soluții, să-i aducem înapoi și încă se întorc foarte greu. Deci, astea au fost sfaturile, există loc de mai bine. Pe de altă parte, nu putem nega acești 20 de ani care înseamnă progres, eu uitându-mă totuși cum arăta universitatea în 89 și cum arată acum, s-au făcut lucruri foarte bune și nu cred că trebuie blamată universitatea în întregul ei, ci pur și simplu trebuie să înțelegem că majoritatea oamenilor muncesc cinstit, dar nu există pădure fără uscături. Domnule profesor, doar am început discuția. Deci acest lucru înseamnă că mai trebuie să repetăm. Bineînțeles, cu acceptul dumneavoastră. Timpul a zburat, sincer să vă spun, nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Stimați telespectatori, trebuie să încheiem emisiunea. Dacă v-ați simțit bine în compania noastră, eu mă bucur și vă aștept și la alte emisiuni. Aș vrea să închei emisiunea de la inimă la inimă cu profesor Cătălin Arsenescu Georgescu cu un motto tot a domnului profesor Ostin Costel Mungiu. Știți care este motoul dumneavoastră? Gândește pozitiv. Ne-ați convins de acest lucru doar pe parcursul a câtorva minute a unui ceas care a zburat în compania dumneavoastră. Mulțumesc că m-ați invitat. Sunteți o foarte plăcută moderatoare și asta o să mă îndemne eventual să accept o altă invitație cu o altă ocazie. Dar nu să urc 7 etaje cum ai urcat astăzi, ci poate o să meargă liftul. Domnule profesor, a avut un gust mult mai plăcut ajungerea la ținta noastră, de vorbă trecând cu plăcere printre aceste obstacole. Așa este. Vă mulțumesc că ați acceptat sănătate să fiți invitatul tuturor. Meu. Multă sănătate, viață fără dureri. Eu termin de obicei inima cea bună tuturor, care este o vorbă frumoasă și un gând frumos, care aparținea profesorului George Georgescu. O zi frumoasă tuturor și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc.